Bine, ați revenit pe canalul meu de YouTube. Am fost la shopping la Hello Free Zone. V-am lăsat și un articol pe blog, o să vă las linkul în descriere, în care v-am povestit ce am văzut pe acolo. Dar acum să vă arăt și ce am cumpărat, pentru că asta cred că era mai interesant. Asta este o paletă de machiaj pe care o veți găsi, cred că deja de astăzi o veți găsi în magazinul de Hello Free Zone. Abia sosise când am intrat în magazin și pentru că, ce pot să zic, deja cunosc pe cei de la Hello Free Zone de mult. Cred că primul articol l-am scris în 2014 despre ei. Mi-au făcut cadou această paletă și chiar vreau să vă dau și câteva păreri despre ea. Ea arată așa. Ok. Este o paletă cu... vine cu un căpăcel deasupra, care a fost lipit înainte, eu acum l-am desfăcut. Haideți să iau și o folie asta. Sper să nu cadă pe aici. Ce vreau să vă spun că și în acest moment, eu sunt machiată 80% cu produse din această paletuță. Sunt sus farduri de ochi, aici sunt blush-uri. Aici ruj și gloss asortat, creion maro, creion negru, rimel, două aplicatoare. Și aici ce îmi place pe laterale e faptul că poți să primești câteva instrucțiuni și acum mi-a venit ideea, vorbind acum în fața camerei, că, ups, în chestia asta, la un moment dat îți poți organiza o oglindă. Poți să-ți faci un mic proiect de do it yourself, să cumperi o oglindă pe care să o bagi aici și să o lipești și efectiv să-ți creezi o oglinduță pe care să o ții undeva la îndemână. Vă spun sincer că nu m-am gândit foarte mult când am văzut-o prima dată. Am zis că e una dintre cele multe palete ieftine pe care o găsești prin tot felul de magazine. Pentru că, da, prețul ei, din ce mi-a spus, deci mi-a spus cei de la magazin, nu o să ajungă până în 40 de lei va costa, poate chiar mai puțin, adică va fi mai puțin de 40 de lei. Oricum, în acest moment, în magazin există niște palete ceva mai micuțe care costă 19 lei, cred că ați văzut și în articol pozele și, apropo, chiar mi-a plăcut cum sunt gândite, în primul rând. Paleta asta este făcută de o firmă numită Creative Colors International, Made in China, dar pe spate vreau să spun că sunt scrise foarte clar ingredientele la fiecare treabă și perioada de valabilitate. Cred că face parte din acele game de discount, să spun, pe care în Anglia le găsiți foarte mult. Și practic în toate țările astea occidentale sunt foarte multe magazine cu produse de acestea mai economii, să zicem, dar care sunt decente, care își respectă promisiunile sau care fac ce ar trebui să facă un produs. Ca atare, ce pot eu să vă spun este că, ok, pigmentarea nu este wow, dar vreau să vă spun că este comparabilă cu cea a produselor de mass market, gen, nu știu, să spun acum, Maybelline, L'Oréal Paris, adică Rimmel, London, adică nu e ceva care să spui, nu merită să iau așa ceva. Mie, de exemplu, chiar blush-urile mi-au plăcut foarte mult și din această paletă mi-a plăcut foarte mult culoarea aceasta, care este un roz bej, exact genul de culoare care îmi place mie să îl folosesc pe toată pleapa. Ok, negrul acesta mi s-a părut destul de pigmentat, l-am pus pe colțul extern. Ce, într-adevăr, nu e foarte încântător este rimelul, dar na, până la urmă, m-am gândit eu, asta ar fi o trusă foarte bună de făcut cadou unei adolescente sau unei fete care abia începe să se machieze și e încă în faza aceea de a experimenta. Ok, n-are sens să cheltuisei lucruri foarte costisitoare pe care poate să nu știe să le folosească, merită să iei așa ceva, inclusiv până la și o liceancă din banii de alocație sau din... nu știu, din bănuții aceea pe care va primi de Crăciun din partea părinților sau a prietenilor, îi poate investi într-o asemenea paletă, care la fel mie mi s-a părut foarte ok și ca miros, ca textură. Stau cu fardurile, e a doua zi, m-am dat și ieri cu farduri ca să văd cum sunt. S-au demachiat ușor, astăzi le-am aplicat iar, nu dau disconfort, nu dau mâncărim, nu dau... că mi se par foarte ok. Mi se pare un preț corect pentru ceea ce oferă această paletă și v-am zis. Acum avem și ideea de a băga acolo o oglindă. Bun. Dar de la Hello Free Zone, cred că vă știți mai bine decât mine, când merge acolo,
te fură peisajul, de fiecare dată când merg, spun, o să iau, mă duc să iau doar trei lucruri și mă trezesc că întotdeauna depășesc cu bine suma psihologică de 100 de lei. Aici, în pungulița asta, am pus doar produse care au sens cu subiectul pe care îl prezint eu, în general, beauty, lifestyle și așa. N-am pus acolo, nu v-am pus să vedeți și că am luat tot felul de produse de curățenie de casă, dar apropo, să știți că găsiți detergenți și produse de curățare pentru bucătărie foarte bune și la prețuri foarte, foarte ok. Bun, prima dată băiețelul meu și-a luat niște bombonele, licorice all sorts. El arată ok așa, dar sincer nu mi-a plăcut. Ca idee, dacă căutați cutii de bomboane mai deosebite, găsiți acolo, mai ales în perioada asta de cadouri. Am mai luat de la ei tampoane de astea protectoare, de la Ultrex, e un brand care la noi, în mod oficial, nu există, pentru că, apropo, ca să înțelegeți, Hello Freeze Zone Discount este un magazin care aduce, care cumpără produse din Anglia, de la depozitele acelea care iau marfa care a rămas din anumite serii și în parte și care nu s-a mai vândut în anumite supermarketuri sau pur și simplu face achiziții ca și un discounter și atunci obține prețuri foarte, foarte bune. De asta ei aduc stocuri limitate cu un preț foarte bun, s-au dus, la revedere. Aici soțul meu și-a luat o pudră care e pentru albirea dinților, Eucril se cheamă. Ok, nu știu, o să vedem cum sunt. Nu prea sunt eu cu chestia asta de albidinții, dar și ca asta speciale pentru fumători. Și el este fumător. Ce iau eu mereu de la ei, săpunuri lichide, pentru că le găsesc la 5, 6, 7 lei. La ce cantitate aici? A 500 de mililitri, deci prețuri foarte bune și tot felul de arome. Ăsta, de exemplu, este cu Clary Sage Extract și Tea Tree. Este antibacterial. Asta îmi place la ei. Găsesc mereu săpunuri antibacteriale, dar foarte, foarte mișto, ca și combinație de miros, ca și aspect. Deci, și prețul nu mai spun. E, n-ai cum să nu iei. Mi-am luat și eu de la Schwarzkopf Got to Be Smooth Operator with Cashmere Luxury Mousse, o spumă de păr care se anunță a fi foarte touchable. Touchable style, smooth, defreeze, gratify, zice multe chestii bune. Știu că am văzut-o la un moment dat, nu știu pe ce site și n-am luat-o pentru că, nu știu, parcă mi s-a părut prea scumpă. Dar acum nu știu dacă am dat pe ea 10 lei sau pe acolo, în fine, a fost un preț foarte mic. Ok. Pasă de dință Aqua Fresh, care apropo a fost mai ieftină decât o găsim noi în Carrefour, în alte supermarketuri. Era o grămadă de lumânărele de-astea Yankee Candle și acesta Simply Home, care miroase a Crăciun, a prăjituri cu vanilie, a corolețe cu nucă, parcă da, am acum deja vedenii, așa, foarte, foarte multe lumânărele de toate felurile, foarte mult mi-au plăcut acele difuzoare, la care costa undeva, parcă până undeva în jur de 40 de lei, tot de la Yankee Candle, la care chiar își merită banii, arată și într-un mare fel și miros într-un mare fel, dar deocamdată mi-a luat lumânărele de acestea mici, așa, și bineînțeles mi-am luat și un gel de duș, Chocolates and Oranges, de la I Love Cosmetics. Vai, cum miroase asta. Da, deci deja mi-e poftă de ciocolată și ăsta a fost ceva, nu știu, cred că 5 lei sau o chestie de asta. Nici nu se remarcă că a fost acolo cumpărături. Astea au fost doar, v-am spus, doar cumpărăturile de cosmetice și de dulciurele, ca să spun așa. În rest, ce să vă spun, cei de la magazin mi-au spus că în decurs de 3 săptămâni vor tot aduce marfă foarte multă, astfel încât de Crăciun am zis că va fi un fel de Babilon acolo. Nu uitați că sunt două magazine, unul în Pantelimon, unul la Tineretului. La Tineretul este foarte aproape de Piața Noilor, cei care stați în zonă, probabil că deja sunteți familiare acolo. V-am scris și în articol că am văzut că au adus și steam cream, un singur fel, adică un singur fel de design. Vor mai fi produse de machiaj, vor mai fi produse de îngrijirea tenului, vor mai fi șampoane, bineînțeles șampoanele uscate, Batiste, pe care acolo le găsiți tot timpul, tot sortimentul și la prețuri foarte bune. Ce să vă mai spun? Genul de magazin îmi place și eu le urez doar să deschidă mai multe magazine și să vină și mai aproape de mine. Cam atât. Mergeți la Hello Freeze Zone Discount și vă zic eu că nu se pare. Până data viitoare să fiți frumoase și bineînțeles foarte sănătoase. La revedere!